De astăzi, pe străzile din municipiu, circulă prima flotă de 13 autobuze electrice. Noile autobuze, introduse pe traseele 10 și 7, sunt 100% ecologice și sunt dotate cu o tehnologie la cel mai înalt nivel. Este vorba de un sistem eticheting modern și un sistem de supraveghere video, atât interior cât și exterior. Pe de altă parte, echipamentele cu care sunt dotate noile autobuze comunică în timp real atât cu locațiile semaforizate din intersecții, cât și cu cele două centre de monitorizare a traficului și a flotei de autobuze. Avem sistem de informare călători, atât în stații cât și interior. În interior, atât vocal cât și pe display. Avem sistem Wi-Fi gratuit în autobuze. Autobuzele noastre comunică cu locațiile semaforizate prin dispozitivele montate pe autobuze în vederea prioritizării în trafic și creșterea vitezei de deplasare. Garanția celor 13 autobuze electrice este de 5 ani, iar ele au fost achiziționate în 2022. 9 dintre ele sunt marca BYD Europe, care aparține gigantului chinezesc BYD Group, cu o prezență pe piața europeană de peste 20 de ani. Autobuzele au fost achiziționate pe fonduri europene, pe două proiecte, unul inițiat de MDRAP în parteneria cu Primăria Municipiului Buzău, celălalt inițiat de Primăria Municipiului Buzău. Avem marca BID, 9 autobuze, producătorul este din China, și marca TEMSA, producător Turcia. Odată cu punerea în funcțiune a autobuzelor electrice, s-a pus în funcțiune și va fi testat pentru o perioadă de 3 luni și noul sistem eticheting cu cod QR. Pentru o perioadă de 3 luni, noul sistem de eticheting aflat în teste va funcționa în paralel cu actualul sistem de eticheting. Cardul îl validăm aici, ne spune că este deja validat. Mai am mai multe călătorii pe el. Ca să verific câte călătorii mai am pe acest card, se apasă I de pe ecran, se atașează cardul și în momentul acesta îmi spune ce călătorii am active pe el. Mai am 11 lei pe portofel și încă 10 călătorii rămase. Biletele sau abonamentele de călătorie se pot procura atât de la tonetele societății Transbus, cât și de la automatele de bilete amplasate pe Bulevardul Unirii, pe linia dedicată transportului în comun. Pentru garanția cardului propriu-zis se ia o taxă de 6 lei pentru pierdere sau lucruri de genul acesta, și deteriorare, și dacă, de exemplu, vreau să încarc 14 lei pe un card, confirmăm, el îmi va cere 20 de lei. 14 lei pe care pot eu să-i folosesc și 6 lei diferența până la card. Da. Și introducem banii. Și acum automatul îmi va da un card de călătorie pe care putem să-l validăm apoi în autobuz. Totodată, achiziția biletelor și a abonamentelor de călătorie pentru noul sistem de eticheting se poate face și prin descărcarea aplicației pentru telefoanele mobile intitulată Transport Public Buzău, disponibilă în App Store și Google Play. Acest bilet electronic există posibilitatea de a fi scos și din automatele de bilete din stații pe suport de hârtie. Eu l-am cumpărat cu cardul online și îl voi valida la un validator. Acesta este validatorul, codul QR de dedesubt și îl citim în felul acesta. Și vedeți, deja mai am o singură călătorie rămasă. Flota de autobuze electrice a societății Transbus Buzău va fi dotată în viitorul apropiat cu încă 36 de autobuze electrice, pentru care s-au semnat deja contractele de finanțare.